O convorbire, sperăm, interesantă, în orice caz importantă. Ionuț Negoiță, fostul patron al Dinamo. Bună seara, domnule Negoiță. Bună seara. Eram curios să mai vorbim după multă vreme și pentru că s-au iscat discuții, dar într-o primă fază, văd că colegii au și titrat, sunt băieți buni. Într-o primă fază voiam să întreb pur și simplu despre Dinamo. Cum vi se pare în acest moment? A existat o perioadă bună. Acum, vine, tocmai s-a consumat o înfrângere dură, aspră și mai ales un joc foarte slab, dar au existat meciuri bune. Cum vedeți fotbalistic, pur și simplu, Dinamo în momentul ăsta? Da. Există, după părerea mea, o șansă reală de a rămâne în Liga 1, mai ales că mai sunt și alte echipe care concurează la cele mai slabe. Și cred că Dinamo are un mare avantaj. Are suporteri, are tradiție, are susținere și în momente grele pot face diferența. Vi se pare așa, judecând managerial, pentru că ați fost în poziția aceasta și de om care, în fine, s-a ocupat destinul acestui club, că cel mai important lucru care s-a petrecut în ultima vreme a fost cooptarea lui Kopić ca antrenor? Nu știu, rămâne de văzut. Dacă Dinamo rămâne în prima ligă, cred că e o performanță și, bineînțeles, în contextul actual, care nu e deloc roz, nici financiar, nici organizatoric, probabil, cred că are un merit sau va avea un merit destul de important în povestea asta. Asta chestia pe care ați mai spus-o, că situația financiară nu e bună, e contrazisă de alții care zic că acum cu cei care au venit lângă Dinamo, cu parteneri, cu sponsori, să dau și salarii mari, situația e și bună, o să iasă și din insolvență. Aveți voi astea informații sau care, de unde dezacord, sau în fine, diferența asta vedeți? Doamne ajută, nu am informații. Probabil că în pauza de iarnă ar fi venit jucători care să vină, eu știu, să ajute mai mult echipa pentru rezultate mai bune. Dar probabil sunt lucruri pe care nu avem de unde să le știm. Și poate că e în regulă acolo totul. Mi-aș dori ca Dinamo să rămână în Liga 1 și de ce nu să urce în clasament în sezonul următor, să fie în play-off, poate, de ce nu. Cred că la un moment dat ați și spus că v-ați implica la Dinamo cu anumite condiții și limitat în viitor, adevărat? Da, în primul rând, eu când am intrat la Dinamo am crezut și mi-am dorit foarte mult să facă stadion. Din păcate nu a fost să fie și sunt convins că dacă Dinamo va avea un stadion nou, performant, lucrurile vor sta diferit. Va fi altă emulație, vor fi și venituri suplimentare pentru bugetul clubului, dar se pare că Dinamo, dacă majoritatea cluburilor, echipelor și-au făcut stadion nou, Dinamo încă nu știu nimic să se întâmple concret în povestea asta. Înțeleg că s-a ajuns la nivel guvernamental cu povestea aceasta și că nu e vorba de un stadion, e de complexul întreg, de aceea este și o sumă mare, foarte mare și probabil că de asta e mai complicat să fie acceptată. În fine. Discuții au fost, erau și bani aprobați la CNAIR pentru construcția stadionului. Când eram eu și era doamna ministru Dan. A fost foarte implicată. Am fost de multe ori pe acolo, era Adrian Mutu, președintele clubului, și s-au făcut pași importanți, decât că a existat un blocaj în asocierea cu domnul Badea, cu ce erau complicații pe acolo. Care pare că s-au rezolvat acum, se zice. Sunt vreo 5 ani de atunci. Da, e adevărat. Dinamo trebuia să aibă stadion odată cu Steaua și Rapid. Banii erau, era totul. Dacă nu erau blocajele respective, Dinamo avea stadion acum. Deci de la domnul Badea, Nicolae Badea.
Știu că atunci și tot era în discuții doamna ministru cu domnul Badea, asocierea respectivă, era și o hotărâre de guvern, că era mai mult decât o asociere, și nu au reușit să pice la un acord. Uh-huh. Deci au pierdut, cum s-ar zice, fereastra de oportunitate. Acum vom vedea cât, când va mai fi. La un moment dat, apropo de o declarație a noastră, când s-a zis că Ion Țiriac și Mircea Lucescu ar putea să investească la Dinamo, a spus că nu e treabă ușoară, la vorbe ne pricepe mulți, că să mai povestim sau mai știu eu ce, dar să ne asumăm lucruri. E ușor să vorbești, în esență a spus, dar mai greu să dai niște bani, să investești. Mircea Lucescu a reacționat după, extrem de dur, mi se pare mie, după această declarație și a zis așa, pentru cei care nu știu, dar oricum trebuie luată în considerare, trebuie citat Mircea Lucescu. Văd că unul ca Negoiță, care pur și simplu a distrus Dinamo, a luat o parte în săftică, l-a profitat și îmi face mie observație. Am fost un antrenor care a dus o echipă la un nivel, el trebuia să susțină echipa, să o ducă mai departe, pentru că el căuta imagine, popularitate. A căutat avantaje materiale în detrimentul echipei de fotbal și al clubului Dinamo, își permite să-i judece pe alții. Eu sunt un antrenor și sunt doar un antrenor și cred că am ajutat-o pe Dinamo mai mult decât el. El nu a făcut decât să profite de situația lui Dinamo, a dus echipa în faliment, a dus-o în insolvență. Ar face bine să gândească să dea înapoi centrul de pregătire, terenul unde se pot construi terenul de fotbal pentru copii. Asta sunt problemele, sunt oameni care au profitat. Da, eu mi-am dat cu părerea, nu știu, am dreptul să o fac sau... Adică se pare că unii oameni sunt foarte sensibili, cel puțin din generația care ne place să fie lăudați și cam atât. Dacă eu nu pot să zic să... Eu nu am... Cum să... N-am criticat pe nimeni, doar am spus că eu nu cred. Nu înțeleg de unde e iritarea asta. Pentru că... Ok, a fost antrenor de acord la Dinamo, din ce am văzut și a primit toți banii, deci nu a rămas dator clubul față de dânsul. Asta e altă discuție. Nu am contestat și nu am comentat, eu știu, performanțele fotbalistice și antrenorat pe care le are. Dar eu am fost investitor 8 ani de zile la Dinamo, singur, nu știu dacă în istoria lui Dinamo, mă refer post-decembristă, a mai fost cineva singur. Ca să spui că eu am dus Dinamo în faliment, cred că nu înțelege ce înseamnă faliment sau poate că nu are, nu are măsura cuvintelor. Dar mi se pare mult exagerat. Într-adevăr, eu am și sunt dispus să pun pariu că nu va exista vreodată vreo acest tandem, nu va investi la Dinamo. Sunt convins. Ba mai mult de atât. Vine să-mi dea sfaturi pe banii altora, să-și dea cu părerea, spune că de săftica nici măcar nu e în cunoștință de cauză. Dar eu și pe această emisiune rămâne înregistrată, dacă 2 ani de zile de aici încolo sau de când se va întâmpla acest tandem va investi la Dinamo să-și asume această poveste, eu voi ceda gratuit bucata aceea de săptia care nu are legătură cu baza principală de antrenament. Dar care e legătura, ca să înțelegem tot săftica, pentru că se vorbește în spațiu public de faptul că ați luat o parte din săftica. Cum stau lucrurile? La momentul ieșirii din insolvență trebuiau venituri la club care să acopere niște sume care trebuiau acoperite din surse interne ale clubului. Deci a fost vorba de o tranzacție cu evaluare, e o chestiune tehnică, nu intrăm în discuție. Acele două baze sportive, acele două baze de cazare, una dintre ele era părăsită și cealaltă era într-o stare deplorabilă și pe ambele le-am renovat eu. Deci, oricum, discuția e mai amplă. Doamne ajută, eu nu am nicio problemă și chiar m-aș dori și cred că ar fi un tandem bun de a veni și chiar eu am spus-o la nivel provocator. Ok, eu nu cred, dar Doamne ajută să se întâmple. Jos pălăria, vreau să văd și filmul ăsta. Asta e dreptul meu
să îmi dau cu părerea, să cred sau să nu cred într-o, într-o variantă sau alta. Nu înțeleg de unde, iritarea și de unde să, aberațiile astea pe care le-a rostit. Credeam că cu trecerea anilor unii oameni, adică în, în mod normal, oamenii se înțelepțesc în niciun caz invers. Să vorbești și să arunci vorbe pur și simplu aiurea, adică să bați câmpii, mi se pare prea mult. Ca urmare, eu am dovedit-o. Am fost 8 ani la Dinamo, am făcut ce am făcut, l-am scos din faliment. Nu l-am dus eu în faliment. Vreau să văd și pe alții. Ne limităm la a vorbi și la arunca cu, eu știu, cu jigniri. Aici și despre asta vorbim. Haideți să vedem și filmul acesta, că mi-aș dori foarte mult. E o știre astăzi, chiar a apărut, o văd în EM Sport. Mircea Eucescu se va implica în modernizarea infrastructurii pentru centrul de copii și juniori din Parcul Sportiv Dinamo Ștefan cel Mare. Se alătură proiectul inițiat de Ionuț Lupescu, președinte onor al CS Dinamo, și Ionel Dăncilescu, eu zi, Ionel. Și ce tu? Deci există o posibilitate, să fie o știre care urma să implice financiar, apropo de ceea ce, de ceea ce spuneați. Nu ajută, clubul e altceva. A modernizat un teren sau ceva. Înțeleg că, domnule, că suporterii la Dinamo sunt, nu știu, sunt răi, nu știu, n-am avut nicio problemă, cel puțin până în ultimul an, cu suporterii, au fost foarte ok. Ok, nu e un club ușor, nu e o treabă ușoară, suporterii au interesul lor și au așteptările lor foarte bine, dar acum ce se întâmplă? Foarte mulți sunt... sau critică foarte ușor investitorii. Vă spun, din fotbal nu a plecat nimeni pe plus. Asta că cineva a profitat, iară sunt vorbe fără noimă, adică sunt aberații. Dacă vreți și e ușor de văzut, de la Ministerul de Finanțe, sunt toate bilanțurile cluburilor din Liga 1. Și veți vedea că pe un multiplu de 5-6 ani, toată lumea e pe minus. Da? Se investește în fotbal pentru că e o poveste și sunt oameni care se sacrifică. Dar niciun caz să venim să aruncăm cu noroi așa, și mai ales în partea unor oameni care cred eu că știe ce înseamnă a susține un club. Bănuiesc. Chiar și în postura în care doar s-au primit bani de la cluburi. Se cam știe că nu e o treabă ușoară, din multe puncte de vedere, nu doar financiar. Vreau să vă întreb, când ați preluat Dinamo de la foștii acționari, cei dinaintea dumneavoastră, că spuneați că dumneavoastră a scos clubul din stare de faliment, clubul era într-o situație, era cu un picior în groapă, sau care era situația? La povestea aia vă referiți atunci? Avea datorii de 17 milioane de euro. Pe care dumneavoastră le știați în momentul în care ați luat clubul? Da, oarecum. Au mai apărut altele și pe traseu. Ionel Dănciulescu știe destul de bine. Cred că a fost de la bun început acolo. Cunoaște multe detalii și știe câte sacrificii s-au făcut. Și când l-am dat celor care au venit după, lui Cortasero, clubul avea până în 3 milioane. 2 milioane 700 de mii de euro datorii, dintre care o bună parte era către firmele pe care le... să zic așa, care mi-aparțin. Și care am spus-o de pe atunci că sunt dispus să renunț la banii respectivi. Deci nu are nicio legătură. Am dat clubul într-o stare financiară foarte bună. Relativ la ce ați luat, că foarte bună cu 3 milioane, mă gândesc că nu era. Chiar dacă erau către dumneavoastră. Apropo, mai aveți de luat bani de la Dinamo? Nu, s-au tăiat prin insolvență. S-au tăiat prin insolvență. Dacă vă uitați, vă pot trimite, că eu urmăresc fenomenul și chiar vă pot trimite să vedeți ce datorii au cluburile din Liga 1. 2 milioane și ceva e... Da, au datorii față de cei care sunt, de fapt, oameni care împrumută cluburile. Nu sunt, păi, și în cazul meu și am spus-o de atunci, da, că da. Cine preia clubul, eu sunt dispus să renunț. Deci nu s-a pus problemă. Da. De asta și în continuare multă lume vă acuză. Știu că e o poveste care s-a tot discutat, dar dacă e ceva în legătură cu noastră, dincolo de faptul că n-ați reușit să aduceți clubul la un nivel de strălucire la care se așteptau mulți, dar probabil că aveți motive sau aveți argumente de ce nu s-a întâmplat asta, faptul că totuși într-un soi de
cum să spun, disperare mi s-a părut atunci, ați dat clubul acelui cetățean spaniol care chiar că era să-l ducă. Nu, a venit cu Cosmin Contra, a venit cu, da, cu Cornel Țâlnar, a venit cu o echipă de-ai noștri pe care îi cunoșteam și avea un proiect destul de important, suna destul de bine. Nu a fost... Dovadă că am cooperat și am făcut tot ce am putut ca lucrurile să meargă cât se poate de bine mai departe și să nu pun piedici, ba din contră, am ajutat cât am putut. Mm-hmm. Da, n-aveți o mustăie de conștiință că cumva că ați, chiar cu oamenii aceia de la Dinamo, că a ajuns clubul pe aia să-l vedeți cum ce se întâmplă? Păi dacă dai noștri care, în loc să se implice, ei aruncă cu vorbe fără noimă pe un fel de propagandă securisto-comunistă, păi lăsăm pe aici, hai să-i vedem, că clubul e deja plecat de la mine de 3-4 ani, da? Și într-o stare bună de supraviețuire, ca urmare au ocazia ca cei care sunt din fotbal, că am văzut că tot între altele a spus și că s-au implicat oameni care n-au legătură cu fotbalul. Dar e ocazie bună să se implice, dar asta am și spus-o, dule, eu nu cred, dar vreau să vină să demonteze teoria mea. Adică am luat-o și am pus problema ca și o provocare din partea celor care sunt și din fotbal, au și bani, se pricep, să vină odată, să pună mâna pe cluburile importante, să le scoată, să le ducă unde trebuie, la modul foarte serios vorbesc. La modul foarte serios. Deci nu e vreo glumă. Deci e ocazie bună. Dinamo are nevoie de oameni din fotbal și mai ales care au făcut bani din fotbal, se și pricep să îi reinvestească și să facă performanță. Haideți să o vedem și pe asta, în loc să aruncăm cu jigniri și cu aberații și cu, eu știu, propagandă comunistă, să venim să facem lucruri. Atâta tot. Ion Țiriac, de ce credeți că nu va investi la Dinamo? Sau, în fine, nu sunteți sceptic că va investi? O secundă, când nu dai o viață, un leu, un fenomen, de ce ai venit într-o bună zi să faci minuni? De asta, de aici vin eu, că am fost 8 ani la Dinamo, i-am tot căutat. Haideți, domnule, veniți măcar acolo cu o, eu știu, o mică participare, cu o publicitate, cu ceva, toată lumea se dă de la o parte, despre ce vorbim. Dar... poate că e momentul acum, revin și repet. Unde e? De unde supărarea asta? De ce că am lansat o provocare și că nu am zis că nu am încredere în proiectul ăsta? Păi să facă dovada că ce zic eu, că sunt pe o direcție greșită. Nu să vină să arunce. Sincer, nu mă așteptam, sub nicio formă. Mi-aduc aminte de... spusele lui Giovanni la un moment dat, mai multe rânduri despre ce, da, dacă ne uităm așa în istorie. Și am crezut că exagerează, se pare că a avut dreptate vis-a-vis de calitatea unora. Da, ce a spus, că chiar nu știu? Mai în trecut, dacă vă uitați în istorie, vedeți. Mi-aduc aminte. Dacă ne... Doar am fost în... am nu fost chiar nu știu de aia, dacă ați făcut referire, dacă ne puteți. Ok, nu mai contează. Okay. Păi bine, eu nu, până la urmă, am fost întrebat ce părere am și am spus că nu cred. Uh-huh. De la asta până la a veni și a arunca fără noimă cu vorbe, mi se pare o distanță mare și o lipsă de discernământ. Uh-huh. Da, asta e destul de dur să afirmați. Apropo de Mircea Lucescu, spuneți. Da, de ce? Mă și ceartă. Nu stai că nu mă ceartă. Să-mi spună că să dau bază, să tică, că să-mi spune ce-ți fac eu cu banii mei. De când și până unde? Adică mi se pare de noaptea minții. Am înțeles. Da, nu voi fi un lăudător. Eu, sincer, am fost investitor și apreciez oamenii care investesc. La fotbal n-am comentat niciodată fenomenul sportiv. Că nu sunt din fenomen. Dar să zic așa, să duci în zona derizorie niște oameni care au sacrificat în fotbal, mi se pare lipsit de fair play, ca să nu zic mai mult. Am înțeles.
Domnule Goiță, mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc, seară bună. O seară bună. Cred că trebuie să luăm o pauză. Luăm o pauză și mai vorbim un pic după aceea pe marginea acestei intervenții legate Dinamo și legate, sigur, de răspunsul la un răspuns, ca să spunem așa, în scurt timp.